Centrul de noapte are o capacitate de 50 de locuri și a fost amenajat cu fonduri de la Primăria Municipiului Suceava, Ministerul Muncii și Parohia Sfânta Vineri. Realizarea centrului de noapte a costat 200.000 de euro pentru că este utilat și dotat la standarde moderne. Clădirea este destul de mare, costurile au fost, putem să spunem, la limită, pentru că avem fiecare cameră, este dotată cu două paturi, cu baie, avem sală de mese, bucătărie profesională, pentru că dorim să deschidem și o cantină socială aici, să dăm o masă în cursul săptămânii acelor oameni care au nevoie de o hrană zilnică. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul Pimen. Acesta a apreciat inițiativa preoților de la Biserica Sfânta Vineri și a mulțumit administrației locale pentru finanțarea alocată proiectului. Eu intuiesc și sunt încredințat că mult ajutor a primit din partea domnului primar, căruia am spus să te ia Dumnezeu să fiți mea toată viața. Dar când veți mai fi primar, veți rămâne ceea ce este mai important, om, pentru oameni. Primarul Ion Ungu spune că în perioada următoare și alte centre de asistență socială vor fi realizate în colaborare cu unitățile de cult din oraș. Avem centru de zi, unde noi suportăm acolo cheltuielile de întreținere, salariile, iată și aici centru de noapte, am participat cu suma de 1,7 miliarde lei vechi. De asemenea, vom colabora împreună cu Parohia Sfânta Vineri, cu Asociația Lumină Lină, pentru a asigura în continuare funcționarea acestui centru de noapte. La ora actuală mai avem un curs de realizare asemenea centre sociale la Biserica Treia Ierarhie în George Enescu, la Biserica Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni. Nu vreau să fac niciun fel de populism, niciun fel de demagogie, dar sunt real interesat în timp să transferăm asistența socială de la primărie, să o transferăm la unitățile de cult, așa cum este ea în toată lumea civilizată, pentru că sunt convins că pe lângă unitățile de cult se poate face o protecție socială mai eficientă și, în ultimul rând, mai reală. Inițiatorul proiectului spune că primii oameni ai străzii au beneficiat deja de serviciile oferite de centrul de noapte. Primii beneficiari deja au fost și astă iarnă, știți că a fost perioada aceea de îngheț când n-aveau unde să fie cazați, dar ei vor veni de acum după un program bine stabilit, va fi un regulament, nu vom primi persoane în stare de ebrietate, încercăm să-i un pic program și de reinserție socială, dorim să-i integrăm în societate, să-i ajutăm un pic ca să-și revină acești oameni, pentru că ați văzut și dumneavoastră, ei încearcă să dea foc, să facă rău și noi încercăm cât de cât, dacă le-am făcut un lucru bun, frumos, să-l și păstreze. Încercăm să-i ajutăm. Un lucru normal care trebuie făcut pentru acești oameni oropsiți, pentru că nu au ajuns acolo, nu trebuie să-i judecăm noi, dar trebuie să-i ajutăm și noi. Avem adăpost de câini în Suceava și nu avem adăpost de oameni străzi. Și cheltuim foarte mulți bani cu câinii și cu oamenii nu.